bine, da. Pentru călători, pentru oameni. Foarte bine. Păi sunt mulți elevi, mai ales că au început școlile, sunt mulți elevi. Trebuie autobuz, trebuie transport. Au nevoie. Au nevoie, bineînțeles că au cei nevoie. Cei de la dumneavoastră până acum cu ce veneau la școală? Tot cu autobuzul vine, dar acum sunt mai mulți anuștia. Sunt mulți copii și trebuie autobuz, trebuie. Trebuie obligat, trebuie. În program au fost reintroduse curse pe traseele Brodoc, Viișoara și zona industrială. Odată cu începerea anului școlar, noului an școlar, am introdus cursele care au fost suspendate. De exemplu, pe zona industrială, la Viișoara, la Brodoc, e necesară suplimentarea cursului. După aceea, dacă este cazul, mai suplimentăm curse, după aceea nu mai să fie cazul ca să nu mergem cu ele încolo, după aceea pierdere, după aceea sunt foarte mari. Și de la Viișoara chiar am primit solicitări cu introducerea cursei de 14 și 10 la Viișoara. Astfel, începând din această săptămână, către Brodoc circulă autobuze și la orele 11:45 și 19:30. Către Viișoara au fost reintroduse cursele de 6:50, 7:10, 12, 14 și 10 și 18:20. De asemenea, și spre zona industrială circulă din nou autobuze la 17:15, 18:15 și 20:30.